Cred că suntem live, imediat verificăm dacă suntem în direct și pe Facebook din nou. O mică defecțiune tehnică ne-a întors în timp, ca să zic așa. Din nefericire, da, văd că cineva aici a blocat toată povestea asta. Da. Ok. Suntem live. E ok. Bun. Dan, dacă suntem live, te rog să-mi dai voie să reiau un pic discuția. Rămăsesem în punctul în care Dana ne povestea cum inițiază și cam cum arată un test de evaluare standardizată la clasele primare. Și Dana, nu-ți ascund că ai o zonă de mare interes pentru mine. Sunt convins că dintre cei care ne urmăresc mai sunt și părinți. Și chiar o să te rog să-mi spui la sfârșit că tu ca profesor, când trimiți un test de ăsta și te ocupi și după ce îl rezolvă elevul și ne spui ce se mai întâmplă după aia, de curiozitate așa, eu ca părinte o-i putea să fac și o chestie dintre asta? Tare sunt curios, dar te las mai întâi să ne treci un pic prin testul respectiv. Am o rugăminte, pentru că am avut defecțiunea asta tehnică. Aș vrea să facem o mică recapitulare, Marcel, într-un minut ce s-a discutat până acum și apoi trecem la Dana și intrăm direct în test, da? Da. Din fericire, să știi că, Dan, mica defecțiune tehnică nu ne-a dat peste cap foarte tare, tocmai pentru că eram la începutul demonstrației și așa cum anunțasem la începutul întâlnirii noastre, avem alături de noi câțiva colegi, câțiva profesori care ne vor face o demonstrație și ne vor arăta cum arată aceste teste standardizate, cum se aplică, la ce clase și pe ce discipline. Da? Și eram în punctul în care colega noastră Dana Tufeanu tocmai făcea lucrul ăsta și, Dana, te rog doar să ne reamintești. Vorbim despre un test pentru ce disciplină, la ce clasă? Da, putem să dăm eu dau la clasele primare, evident. La clasele primare avem pentru limba română și matematică și am să vă fac o demonstrație pe ceea ce am eu aici. Un test. Uitați, oh, pardon, scuzați. Nu acesta. Încă o dată test. Share screen. Bun. Deci creează test. Voi crea un test pentru o clasă pe care eu mi-am creat-o special ca să le arăt colegilor de la ciclu primar cum se face acest lucru. Și clasa mea se numește clasa de ghinzi. Aici, eu în această clasă n-am decât doi elevi pe care am creat. Și am selectat. S-ar putea un copil să nu vină la școală sau să fie plecat în străinătate. Poți să-i selectezi sau nu, da? Selectez toți elevii. Aleg configurația testului și anume, elevul poate rezolva itemii în orice ordine și se poate reîntoarce asupra răspunsurilor la item. Este foarte important acest lucru. Există și varianta să nu se poată întoarce, dar de regulă noi așa alegem. Între o oră și 72 de ore, eu de regulă aleg 24 de ore. În 24 de ore trebuie să termine testul. Tipul testului, hai să aleg acum limba română, da? Pentru ce clasă? Hai să spun pentru clasa 1. Și aici sunt competențele specifice pe care competențele generale pe care trebuie să le atingă. Și să spun că eu nu urmăresc decât competențe de comunicare. Atât urmăresc acum. Generez testul. În acest moment, testul este generat. Ce fac acum? Acum am să intru pe contul de elev. Am creat un cont de elev. Intru pe contul de elev de data aceasta. Și îmi spune că am un test. Îmi spune mie ca părinte, pentru că știți foarte bine, contul se poate crea de către părinte.
am intrat pe linkul pe care l-am primit și am hotărât să fac testul acum. Este sâmbătă dimineața, copilul este odihnit, poate să pornească la test. Start test. Testul poate să dureze între 15 minute și 2 ore. Bineînțeles, ne punând toate competențele, nu durează toate, sunt 15 răspunsuri. Andrei se întâlnește în drum spre școală cu un coleg de clasă. Ce îi spune Andrei colegului său? Salut, sărut mâna, la revedere, bună seara. Normal, îl salută ca pe un coleg. Salut! Nu se vede testul, Dana. Nu se vede testul. Am dat share screen pe... Ah, da, scuze. Opresc share screen-ul și dau share screen pe test. Stop share screen și dau share screen pe test. Da. Se vede, cred că acum, da? Se vede? Da, da. Ok, da, sunt okay. Fragmentul. Noi suntem doi frați în casă și nu ne certăm deloc. Și suntem tăcuți la masă și cu minți în orice loc. De Elena Farago, doi frați cu minți. Cum sunt cei doi frați? Aici este vorba despre înțelegerea textului. Și spunem, noi suntem doi, noi, ei sunt cu minți. Nu sunt nici mici, nici vorbărezi, nici certăreți. Înainte. Deci primele două le-am răspuns pentru că am citit enunțul, am citit cu atenție întrebarea și acum am să răspund pur și simplu aleator. 4. Nu-l știu și trec mai departe. 5. Nu-l știu, trec mai departe. 6. Îmi dă o imagine, privește cu atenție imagine. Care este povestea ilustrată și este la mintea cocoșului că este ursul păcălit de vulpe? Îmi dă o altă imagine, crăiasa zăpezii. Da? După aceea pun pur și simplu aleator. Felicitare ilustrată. Ogar, pentru că avem așa ceva în bun. 14 pe 15 să spun că îl sar pentru că nu-l știu. Și pe 14 l-am sărit, pe 15 Pinocchio și închid. Aha, și am ajuns la finalul testului și aici pot să bifez termină testul. Mă avertizează platforma că mai am la dispoziție timp neutilizat. Ce fac? Îmi corectez testul, ceea ce ar fi bine să învățăm pe copii să facă și să-i întoarcem să-și corecteze testul, dar eu să spun că l-am corectat de două ori și am apăsat finalizează testul. Felicitări, ai terminat testul, mă anunță. Acum am să intru din nou pe stop share, am să intru din nou pe contul elevului. Și mă anunță, ia uite, că ai primit un răspuns. Felicitări, Sânziana, ai primit un răspuns și ai finalizat. Apasă aici pentru a vedea raportul acestui test. Asta vede părintele și vede raportul acestui test. Despre secțiunile acestui raport o să vă povestească colegii mei. Am varianta tipărește raportul sau descarcă PDF. Evident că vom apela la descarcă PDF ca să... Ia uitați, n-am nimerit multe. Cam satisfăcător, între 10 și 30 este răspunsul. Bineînțeles, o să am timp să mă corectez. Da? Cred că am deschis raportul la matematică, testul pe care l-am făcut înainte. Nu contează. Ideea este că despre rapoarte și despre secțiunile acestea o să vă povestească colegii mei. Ce vreau să vă spun eu acum? Că acest test poate să fie generat de către învățător, dar acest test poate să fie generat și de către părinte acasă, în cazul în care dorește să facă un exercițiu cu copilul pentru exersare. Este foarte important lucrul acesta. Și raportul pe care îl primește părintele este foarte detaliat. Este
pe competențe. Îi arată la fiecare item unde se află copilul și unde trebuie să lucreze în plus. Acum întrebați-mă dacă vreți să mă întrebați ceva, pentru că nu știu ce ar mai trebui să vă spun. Eu sunt fan aceste teste. Și Dana, ca profesor, sigur, și ca părinte aș fi. Da, Dana, să știi că eu am totuși o curiozitate până să trecem la următoarea secvență. Dar să spunem că dacă tu ai trimis lui Popescu Viorel, i-ai trimis testul respectiv și el stă sărac în fața calculatorului și se apucă de rezolvat. Dar Ionescu îi dă un mesaj și îl întreabă: dar tu la itemul ăla cum ai făcut? Dar ce ai răspuns? Nu poți facă lucrul ăsta? Da. În acest caz pot să spun sigur că niciun test nu seamănă cu celălalt. Asta e o informație interesantă. Asta e o informație foarte interesantă. Vă să zic că Ionescu primește un test, Popescu un alt test. Presupun că nivelul de dificultate e același. Deci nu rândul 1, rândul 2, Marcel, cum erai obișnuit. Sunt 14 rânduri. Da. Sunt 28 sau 25 de rânduri, câți copii sunt. În regulă. Da? Fiecare, deci poate să-l întrebe ce ai răspuns la întrebarea 5. Uite, asta am răspuns. Dar atenție, în schimb, nivelul de dificultate și tipul de exercițiu este același. Doar că sunt alte date și altfel amestecate. Aici o să ne ajute Gabi să ne spună ce și cum. În regulă. Bine, mulțumesc tare mult, Dana. Foarte fain, interesant, așa, interesant de discutat că avem astfel de instrumente și pentru ciclu primar. Sunt fan. Da, păi da, acum începem să fim și noi, să știi. Vreau să rog pe Cosmina. Cosmina, hai să vedem un pic la ciclu gimnazial cum da, e și mai cum arată la matematică. Și aș fi curios, după ce faci, povestești așa puțin din experiențele tale cu acest gen de teste și să ne explici un pic mai mult și despre rapoartele respective, că sună interesant. Vă să zic că copilul dă testul și nu primești o notă. Nu? Bartic, ai luat 5-3 la matematică. Da, pot. Nu. Nota bau-bau și mai ales matematica bau-bau materiilor. Nu, este o valoare a nivelului cunoștințelor. De fiecare item este rezolvat la o anumită grad. Și într-adevăr este foarte ușor, mai ales pentru noi profesorii. Știți, majoritatea, până când dau share, vă povestesc, majoritatea dintre noi profesorii, înainte să dăm un test, ne pregătim. Și ne pregătim și înainte și ne pregătim și după. Pentru că concepem testul, facem itemii să fie de dificultate minimă, medie, avansată, îl luăm pe hârtie, ne străduim să aibă toate competențele care le căutăm, să le evaluăm. După test, corectează testul, care e cea mai ușoară parte. Iar apoi matricea de competențe. Unde e elevul? La ce nivel se află? Ia fiecare problemă în parte, pune-o pe procente rezolvate, pune-o la fiecare elev pe competențe. 20, 30, 40 de elevi, câți avem fiecare în clasă? Ia-i pe fiecare în parte și bagă-i în matrice, vezi unde mai ai de lucrat cu ei. Ei, aceste teste fac singure totul. Ca mașinile de spălat în zilele noastre și spălată cu mâna pe vremuri. O să vă arăt pe scurt un test creat la matematică. Mai întâi, dacă se vede share screen-ul, eu mă mai și verific aici pe ecran, se vede. Tot în regulă, deci, sigur. Deci, aleg o clasă, iau o clasă de a 5-a, să zic. Eu am mai mulți elevi aici, o să trec peste ei. Treaba cu elevii v-a explicat-o Dana. Da, și eu prefer ca elevul să poată rezolva item în orice ordine. Mai există și posibilitatea să nu se mai poată întoarce. E mai ok să se poată, pentru că mai au lapsusuri și așa mai departe.
Tot așa le putem da 24 de ore sau 48, la cei mai mari deja e bine să mergem cu mai mult timp, tipul testului de matematică. E, fiind la clasa a 5-a, alegându-mi clasa a 5-a, pot să merg pe ce capitole am parcurs. Da, semestru 1, la finalul semestrului am terminat numerele naturale, bifez numerele naturale, generez testul. Nu mai străduiesc să caut item medii, item complicați, item nu știu de care, să îi compun, să fiu atent, să îi rezolv, să fac bareme. Nu, apăs două clicuri. Și am generat testul, elevul a primit testul pe... Da, spune Marcel. Da, înțeleg, deci că este o baterie de item, practic care sunt item care sunt generați automat, iar copilul primește prin linkul respectiv tot testul. La fel, bănuiesc că așa cum e și la Dana, la titlul primar, testele sunt individuale, Popescu nu are același test cu Ionescu. Exact. Și asta este cel mai interesant lucru. Pentru că ei, neavând același test, nu-și mai pot spune tu ce ai făcut la 1, tu ce ai făcut la 2, nu mai pot colabora. Plus că, bineînțeles, se pot da testele astea și în clasă, în fața elevilor. Deci nu este... Bun, au primit testul. Și merg acum la ce primesc eu după ce elevii rezolvă testul. Îmi vine frumos pe mail un raport de evaluare. Acest elev a avut un scor de 85, da? Deci nu notă, nu-i speriu, ai luat 8, am luat 8 la matematică, wow, sau 5 sau 4, nu, ai luat un scor de 85. Și merg frumos pe tot raportul, asta pe mine m-a fascinat, este matricea noastră de competențe care ne-o dă Brio așa, pe tavă cu tot ce avem nevoie. Deci, scorul elevului meu se află undeva la avansat. Dar bineînțeles, am și elevi de satisfăcător, de intermediar, de competenți sau de experți. Dar ce este important? Aici sunt competențele pe care le-a evaluat. Da? La clasa a 6-a, de exemplu, am mulțimea numerelor naturale, divizibilitatea. Aici elevul meu este expert. Da, vedeți linia verde, se vede? Da, linia se verde vede de 100% este expert. La mulțimea numerelor raționale mai am de lucrat. Da, este competent. Da, deci e undeva, dacă vedeți, aproape de intermediar. Aici îmi dau seama că va trebui să intervin cu niște fișe de lucru. Să insist pe mulțimea numerelor raționale, să înțeleagă elevul ce sunt alea, poate n-a înțeles. La rapoarte și proporții nu mai am de intervenit, este expert. La mulțimea numerelor întregi, minus cu plus, poate mai dă și plus și minus. Da? Deci am din nou de intervenit. Pe fiecare capitol în parte, mie mi-a dat un raport. Acest raport l-am făcut la un elev de clasa a 6-a, căruia i-am dat la finalul cursului toată materia de clasa a 6-a. De asta vedeți și din geometrie și din algebră tot și așa s-a clasat. Ei, eu știu că acest elev are de recuperat la aceste materii. Și pe lângă că mi-arată acest grafic, mă ia și separat raportul. Deci la mulțime îmi spune că între 95 și 100, expert, da, este, cunoaște și folosește corect operațiile cu putere, știe să facă generalizări, să transpună în limbaj algebric datele problemei. Mulțimea numere raționale, aici e competent, da, deci mai este de lucrat. Știe să aplice regulile de calcul, dar are dificultăți în ceea ce privește transpunerea în limbaj matematic a datelor problemei. Deci îmi spune exact ce am de făcut cu elevul. Din nou, la rapoarte și proporții, este expert, a înțeles. La mulțimea numerelor întregi, are
doar competent, stăpânește și aplică în mod corect regulile de calcul cu numere întregi, dar are dificultăți în ceea ce privește transpunerea datelor problemei în limbaj matematic din nou. Deci se pare că aici cu acest elev ar trebui să lucrez mai mult pe enunțul problemei, să-l înțeleagă corect. Cerința problemei este un punct în minus la elev. La fel, la geometrie îmi dă la puncte drepte plane că este competent. Știu că mai am de insistat pe anumite probleme, stăpânește noțiunile geometrice, figurile și proprietățile acestora, dar nu știe să aplice proprietățile cunoscute pentru rezolvarea problemelor. Un caz normal în geometria clasei a șasea, care fac cunoștință cu formule geometrice, cu teoreme, cu definiții, dar le este foarte greu să le aplice. Da, Cosmina, da. Doar două secunde, dacă îmi permiți, pentru că m-aș opri chiar la exemplul ăsta pe care l-ai dat aici. Asta schimbă foarte mult paradigma felului în care făceam noi evaluare până acum. Pentru că una este să-i spui copilului, nu știu, ai luat 5, 7, 10, 4, da? Și nu știu, mi-aduc aminte eu din copilărie, Barte, chici, praf la matematică. Ok, vreau să știu și eu cam cât de praf sunt. Că uite, de exemplu, dacă stau să mă uit la geometrie, parcă n-aș fost chiar atât de praf. Poate la algebră mai aveam ceva de lucru. E foarte interesant ce ne-ai arătat. Pentru că ăsta este un instrument prin care copilul poate înțelege mult mai ușor ce știe să facă și ce nu știe să facă și acolo unde mai are de lucru. Și dacă am reținut bine din raportul pe care mi l-ai arătat un pic mai devreme, raportul respectiv îi arată elevului foarte precis: uite, asta nu știi și aici mai de lucrat. Asta e o informație foarte valoroasă. Exact. Și îi spune și ce este de lucru. Exact, exact. Îți amintești, n-am nicio îndoială că și colegii noștri care ne privesc în momentul de față au avut foarte multe întâlniri cu părinții în care a venit părintele și a întrebat: Dumnezeu, spune și mie cu ce să lucrez cu el. Păi aveți capitolul respectiv, aveți de lucrat tipul ăla de exerciții. Uite cât de precis le indică în raportul ăsta. În regulă. Bine, mulțumesc tare mult. Da, mulțumesc. Acum să știi, tipărești, poți să-l scoți. Exact. După demonstrația pe care ai făcut-o, parcă nu mai mi-e așa de teamă de matematică. Știi, încep să-mi depășesc traumele din copilărie. Bun, dați-mi voie să merg mai departe. Vreau să-l rog și pe colegul nostru Tiberiu să ne povestească puțin din experiența lui la limba română. Bună seara tuturor! Sper că ne auzim bine de data asta și nu mai apar întreruperi ca adinauri. De la început vreau să vă rog să mă scuzați, nu sunt un om foarte tehnic, sunt totuși profesor de limba română. Pentru mine a fost o mare surpriză și plăcută, trebuie să menționez, să lucrez cu testele Brio. Sunt o formă de testare ideală, pentru că la limba română se suferă foarte mult, mai ales când avem de-a face cu examene și cu unii corectori care au anumite perspective la un examen, alții alte perspective, unii sunt mai blânzi, alții sunt mai nemiloși cu elevii. Și atunci, la limba română, cred că de mulți ani s-ar impune la examenele naționale și vreau să spun asta de la început, pentru că e un lucru important și la care țin, s-ar impune introducerea unor item obiectivi ca să nu mai suferim de atâta subiectivitate. Imediat o să vă arăt și eu, deși doamnele, colegele mele au fost aproape exhaustive, dar o să dau și eu share la rândul meu să fac o mică demonstrație. Ia să vedem. Dacă cumva nu funcționează, vă rog să mă atenționați. Sper că se vede. Se vede? Tot în regulă, sigur că da. E perfect. Aș vrea să fim mai interactivi, să facem un soi de brainstorming. Creăm testul, da? Parcurg pașii, n-aș vrea totuși să fiu redundant, o să trec foarte repede, parcurg pașii pe care i-au parcurs și colegele mele. Clasa, alegem să zicem clasa a șaptea, de aici din șirul de clase. Elevii care ne interesează în acest moment, putem să deselectăm și să selectăm anumiți elevi.
sau îi selectăm pe toți, dacă este cazul. La secțiunea date test, așa cum menționau și antevorbitoarele mele, putem să le dăm elevilor opțiunea de a rezolva itemii în orice ordine și apoi să se reîntoarcă asupra răspunsurilor la item, sau putem să batem în cuie ordinea. Sigur că la modul ideal ar trebui să le dăm libertate să se poată întoarce asupra rezolvării itemilor. Numărul de ore, putem să-l alegem numărul de ore. Mergem pe timpul maxim în care, asta este perspectiva mea încoată, în care elevul poate să acceseze testul. Sigur că, așa cum s-a și menționat mai înainte, în momentul în care elevul a accesat, a deschis un test, are un timp limitat și care este foarte, foarte clar menționat în test. Să zicem că îi permitem 24 de ore. Să-l acceseze, tipul textului limba română, da? Bun. Clasa a șaptea și bifăm din materie în funcție de ceea ce am realizat sau nu am realizat, bifăm capitolele care ne interesează, le bifăm pe toate, să zicem că este un test de final de clasa a șaptea. Primim informația esențială și pe care o va primi și elevul, că are la dispoziție între 20 și 120 de minute pentru rezolvare și generăm testul. Generăm testul. Acum pasul următor ar fi să vă arăt, cel puțin așa mi-am propus, să vă arăt un test de la un elev bun și cu care am lucrat cu mare plăcere. Numai o secundă, vă rog, să identific. Așa. Până reușești tu, Tiberiu, să știi că eu și eu aici aștept cu mare interes, pentru că suntem așa pe discipline cumva prietene, vecine, așa, și eu sunt foarte interesat. Da. Poate sunt profesor de istorie sau profesor de limba română care ne urmăresc în momentul ăsta și ar fi interesant de văzut cum folosești un test standardizat la disciplinele noastre. De precizat că sunt și teste de istorie care pot fi folosite. Iată o informație esențială. Mergem pe, avem aici o listă de elevi la care am dat acest test pentru clasa a șaptea. Mă gândeam la Iris Ionescu, o elevă foarte bună, a răspuns corect la 41 din 45 de întrebări. Avem un raport pe care îl putem și l-am parcurs atunci la momentul respectiv. Nu știu dacă se vede, stați să schimb. Cred că nu se vede. Este raportul despre care ne-a vorbit doamna Tudose. Mare exactitate. De menționat că noi vedem și testele în sine și putem să vedem la ce exercițiu a greșit copilul. Da, mulțumesc pentru completare. Da, vedem raportul, scorul 86, un mic intro, dar cu foarte multe informații clarificatoare despre scopul raportului, utilizare, fundament, secțiunile raportului și așa mai departe, după care intrăm propriu-zis în pâine și aflăm unde se plasează elevul nostru pe diversele paliere. Da, și vedem că în intervalul 80-95 este un elev avansat, apoi vedem desfășurătorul,
la textul literal și textul non-literal s-a plasat în intervalul 60-80, asta înseamnă că este un elev competent. Explicații cu ce înseamnă lucrul ăsta, ce înseamnă să fie în acest interval, am mărit ușor ca să putem să citim. Elevul înțelege textul citit și are cunoștințele necesare pentru a recunoaște modurile de organizare a informațiilor din textele literare, respectiv non-literare și așa mai departe. Vă invit să urmăriți toate aceste chenare pentru că, încă o dată, dau o imagine foarte, foarte precisă asupra locului unde se plasează elevul în momentul respectiv. Tiberiu, iartă-mă, până ne mai arăți un pic din raport, eram curios doar să te întreb. Te rog. Tocmai pentru că suntem la limba română, va să zic că aici elevul nu mai poate invoca situația aia în care spune: da, domnule, dar la română e interpretabil și știi, de fapt eu am vrut să spun ceva și profesorul nu mi-a plătat și nu mi-a... Slavă Domnului, e bună întrebarea, Marcel. Slavă Domnului, nu mai poate face lucrul ăsta. Asta vă spuneam încă de la început. Lucrez cu mare plăcere și cred că dacă s-ar introduce pe scară largă acest tip de test standardizat, ar face foarte bine și la materiile umaniste, cum e istoria, cum e româna, pentru că odată că ne confruntăm cu subiect activismul de acum, ca să spunem a dreaptă, a corectorilor și apoi că elevul nu mai are cum să invoce diverse scuze clasice pe care le știm, că e interpretabil, că e opinie și așa mai departe. Sunt informații pur obiective, construite pe baze științifice, prin urmare nu există loc de interpretare. Da. Așa, bun. Ia să vedem, să vă mai arăt tipuri de întrebări. Ăsta cred că este punctul esențial pe care vrem să-l vedem. La clasa a șaptea, test de limba română. Opresc accesul la ecran și mergem imediat să vedem niște modele de întrebări. Așa, îi voi da imediat share. Atunci aș zice ca și ca părinte folosesc testele astea cu mult, mult, mult succes și la română și la matematică. Deci nu numai la matematică, sigur, chiar și la sigur, istorie. Mai nou. Sigur că da, se pretează la foarte multe materii, încă o dată, chiar și la cele umaniste unde lumea ar putea găsi nod în papură. Nu, merge foarte bine un test de acest tip standardizat, de tip Brio, despre care vorbim acum, la orice materie din punctul meu de vedere și eliminăm foarte multe dintre neajunsurile pe care noi profesorii le știm, mai ales când corectăm și neajunsuri pe care le-au menționat colegele mele mai înainte, nu vreau să le repet. Cred că acum se vede, uitați, un prim enunț. Testul persuasiv este un tip de text în care ideile sunt structurate cu scopul. Cerința alege varianta corectă de a descrie părțile componente ale unui obiect, de a indica modul în care trebuie acționat într-o situație, de a prezenta diverse informații utile, de a convinge cititorul să facă ceva. Bineînțeles, bifă verde, a ales corect Iris. Am spus, avem de face cu un elev foarte bun. Alte enunți sunt numai conjuncții coordonatoare disjunctive în seria. Avem seria bifat corect sau ori fie. Da? Haideți să vedem și să ne edificăm și asupra unui răspuns greșit, să nu vedem doar răspunsuri corecte. Iartă-mă un pic, Tiberiu, dacă mă poți ajuta puțin, știi de ce am recunoscut cumva niște item care seamănă cu cei de la istorie? Cred că un pic mai sus ai și câteva cerințe pe baza unui text. Sigur că da, sunt și de acest tip, care verifică informații de vocabular. Exact, exact. Uite, chiar aici se dă textul, un decupaj din Caragiale,
dialogul celebru între Pristanda Tipătescu, da, din O scrisoare pierdută, și alege varianta care conține semnificația repetiției structurii icoane fonică să trăiți în textul dat. Bun. Avem și întrebări de prozodie. Avem și întrebări de sintaxă, acolo unde se poticnesc chiar și cei mai buni și mai meritoși elevi. Vedem întrebări de sintaxă. Da, aveam de gând să merg la un, iată, iarăși un decupaj dintr-un text de Creangă, de Ion Creangă, și cu o cerință pe text legat de mijlocul de caracterizare prin care este portretizat tatăl în acest fragment. Vreau să văd și un răspuns negativ, un răspuns greșit. Să vi-l arăt ca mostră. Da, aici. Alege varianta care conține tipul de imagini artistice din structurile. Da, deci s-a mai și greșit. Iarăși, care este rolul liniei de dialog? Marchează începutul vorbirii directe. S-a lăsat eleva păcălită fără să citească cu mare atenție. Ce îmi place mie la testele Brio, în paranteză fie spus, și la toate aceste teste standardizate, este, la cele inteligent concepute, este că trebuie să citești cu mare atenție toate variantele, pentru că poți fi păcălit. Da? Trebuie să citești și să vezi că există și varianta marchează începutul fiecărei replici din dialog. Bun. Dacă doriți să mă întrebați ceva cu dragă inimă, ca să nu monologhez, pentru că s-au spus foarte multe informații utile și nu aș vrea să le repet încă o dată, n-aș vrea să fiu redundant. Țin la final, înainte să vă ofer cuvântul, să aduc un mic elogiu testelor Brio. Încă o dată, am lucrat cu mare, mare plăcere. Au mari merite, cred că le-am văzut în seara asta până acum și poate că o să le mai sesizăm și de acum înainte. În primul rând că dau o imagine foarte exactă și dincolo de orice altă negociere a elevului, și apoi că elimină subiectivitatea, ceea ce din punctul meu de vedere e un lucru extraordinar. Da, uite, au venit și... Marcel, o secundă, au venit și întrebări pe canalele noastre de Facebook și de YouTube, unde privitorii noștri pun întrebări și concrete. Una dintre ele este legată de drumul de la, practic, de la enunț până la rezultat. Dacă e o cale greșită de a da rezultatul corect, totuși copilul primește toate punctele în acel item. Bun. Probabil că întrebarea se referă mai degrabă la matematică. La română nu avem cum să folosim o metodă greșită și să obținem rezultatul corect. E un nonsens. Întrebarea da, la matematică pot să răspund eu. Metoda loterii, ceea ce, vă rog, e un risc pe care ți-l asumi ca elev, dar nu ajungi prea departe. Vă rog. Nu, deci, dacă dau răspunsul corect, înseamnă că a făcut rezolvarea în... Rezolvare. Important este să ajungem la răspunsul corect. Deci copilul a făcut în felul lui. Să știți că mai ales în ultima vreme mulți copii foarte inteligenți care găsesc niște soluții pe care ne lasă și pe noi mască. Dar important e că a ajuns la răspunsul corect și că a gândit-o logic. Iar cea cu nimereala și cu ala, bala, portocala, astea de obicei merg, dar noi le simțim. Adică în 2-3 itemi de același calibru, să zic așa, aceleași competențe. Dacă văd că la unul a dat răspuns corect, la celălalt greșit, pormăiar corect, dau seama că acolo a fost nimereală. Deci ne dăm seama pe ala, bala, portocala asta. Nu merge. Iar dacă uite, asta e o întrebare intuitiv, interesantă. Da. Gabi, dacă îmi dai voie aici, o să rețin întrebarea doamnei Dascălu, că e una interesantă, să știi că îmi venise și mie în cap.
așa, câtă vreme îl ascultam pe Tiberiu. Dar n-aș vrea să finalizez discuția cu domnul profesor de limba română, pentru că aveam o curiozitate, sau cel puțin să evidențiem puțin. Ceea ce ne-a arătat tu mai devreme e practic raportul pe care îl primește profesorul, nu? Va să zic că elevul primește un raport, cel pe care l-am văzut la doamna Tudose, la Dana Tufeanu, dar în plus profesorul primește un raport mai detaliat. Înțeleg bine, da? Ok. Sigur. Practic eu acolo pot să văd dacă elevul a bifat la plezneală 2, 3, 4 item, dar mă gândesc că din 25 sau 30 de item e greu să-i nimerești pe toți. Bine, adică... bineînțeles. Știu că norocul nu ține foarte mult. Exact, și... exact. Cine face asta are șanse să câștige la loto, da. În al doilea rând mă gândesc că dacă am reținut bine și la ciclu primar și la română și la matematică, am văzut un cronometru acolo, nu? Adică sigur. Trebuie să fie un fel de Speedy Gonzales la 25-30 de itemi să cauți răspunsul corect nu la toți adrese în timp. Nu e realist. Văd pe burtine o întrebare de la doamna Maria Magdalena Dască. Exact, răspuns. Nu e realist, nu se poate. Trebuie să ai notările. Nu se poate încadra în timp. Ok, asta e o discuție pe care o preiau cumva cu Gabi, că am niște curiozități din punctul ăsta de vedere. În regulă. Tiberiu, îți mulțumesc tare mult. Vreau să merg mai departe. Mai avem rezervat o secvență explicativă, demonstrativă, spuneți-i cum vreți. Am fost curios să vedem cum e și pe limbile străine. Pentru că am vorbit până acum, recapitulez, pe română, matematică, inclusiv pe ciclu primar. O rog pe Lăcrămioara să ne povestească cum e pe limbile străine, pentru că știu că și acolo avem instrumente de evaluare standardizată. Pe limba engleză Cambridge, avem pe franceză germană TOEFL și DELF, nu? Pentru spaniolă, o să vă mirați, dar există inclusiv pentru chineză. Deci chiar și pentru limba chineză există modalitate de testare standardizată care se poate realiza fără niciun fel de problemă. De altfel, noi avem elevi la noi la liceu care au susținut astfel de teste pentru limba chineză. Acum, eu privindu-i pe colegii mei, am început să mă întreb, doamne, eu ce-i căuta aici, ca să vă spun foarte drept. Și aceasta, deși la limbile străine noi avem acel Common European Framework of Reference for Languages, adică un cadru comun de referință pentru toate limbile care s-a aplicat pentru absolut orice limbă străină, care se studiază oriunde. Este un material video pe care sper că Dan îl poate prezenta, este destul de scurt, dar în același timp și relevant, pentru că are la bază tocmai această instituție, și anume Cambridge University, Cambridge Assessment Board, care a participat în mod direct tocmai la elaborarea acestui cadru de evaluare a limbilor străine, respectiv a celor patru competențe de limbă străină care sunt vizate în momentul în care se predă, indiferent despre ce anume limbă străină vorbim. E vorba de abilitatea de înțelegere a unui text audiat, aceea de înțelegere a textelor citite, bineînțeles abilitatea de a comunica în limba străină respectivă și aceea de a redacta texte. De cele mai multe ori vorbim de texte funcționale. Un aspect pe care în cazul limbii române nu îl vedem acoperit decât într-o foarte mică măsură și asta dacă are profesorul disponibilitate să o facă. În schimb, la limbile străine lucrul ăsta este o realitate, ei trebuie să fie în stare să scrie e-mail-uri formale, informale, invitații, scrisori de intenție, rapoarte, să scrie review-uri pentru filme, chiar și pentru jocuri pe calculator. Deci are totul o aplicabilitate practică. Dacă îmi permiteți, ba nu, cred că Dan are totuși filmulețul respectiv, veți vedea că accentul cade în momentul în care ei prezintă acest cadru comun pe faptul că este vorba de modul în care pot folosi în realitate limbile străine pe care le studiază și pe care și le pot testa prin diverse instituții care se găsesc și la noi în țară.
Aici vorbim despre Institutul Francez, despre British Council și nu numai, despre Institutul Goethe, Cervantes și așa mai departe. Deci, instrumentele astea standardizate au fost la dispoziția profesorilor de limbă străină o perioadă foarte mult timp și nu vorbesc aici numai de engleză, ci de absolut toate. Am să vă arăt cum se prezintă cea mai frecvent utilizată platformă sau cel mai frecvent utilizat instrument de mine personal. Sper că se vede acum. Nu știu sigur. Aștept să-mi confirmați. Se vede, se vede. Avem și videoclipul, dacă vrei putem să-l rulăm chiar acum. Da, atunci voi opri prezentarea. Și vizionăm clipul? E ok? Da, sigur okay, că da. În regulă. În regulă. După cum ați văzut, accentul cade pe această idee standardize, deci o modalitate standardizată de testare a nivelului cunoștințelor de limbă engleză, așa cum este pentru germană sau pentru franceză. Absolut fiecare elev care trece printr-un astfel de test pe un anumit nivel are garantat din partea acestui comitet care evaluează lucrările faptul că el într-adevăr este un utilizator independent, un utilizator avansat, un utilizator chiar proficient de limbă străină. Și în felul acesta are cu adevărat o modalitate de a se raporta la cunoștințele lui de limbă. El însuși, profesorul care îl poate duce la nivelul următor și bineînțeles un angajator. Lucrul ăsta este tot mai evident necesar în momentul acesta, pentru că vorbim de o lume puternic interconectată și mai ales aici vorbim de mulți elevi care aleg să studieze în străinătate. Pentru ei, genul acesta de testare este de o maximă importanță, pentru că este baza pe care ei sunt admiși la facultățile din Uniunea Europeană și nu numai în momentul în care optează chiar și pentru Statele Unite sau pentru China atunci când doresc să facă lucrul acesta. Spre exemplu, dacă și-ar dori să studieze în China și să perfecționeze limba chineză, ei nu sunt testați la limba chineză, ci la limba engleză și în funcție de nivelul pe care îl au, pot să meargă acolo să își perfecționeze studiile de limbă. Un elev care trece printr-un astfel de test are într-adevăr un etalon, fie pentru ceea ce urmează să facă, în sensul de a trece la nivelul următor, fie
pentru studiile pe care urmează să și le facă în străinătate și atunci nu mai este nevoie să meargă la o testare superioară. Până la urmă, dincolo de nivelul acela C1 respectiv C2, chiar nici nu mai există, pentru că asta înseamnă nivelul unui vorbitor nativ. Ceea ce pun la dispoziție aceste instituții este o fundamentare foarte clară a învățării. Respectiv, elevul are până și numărul de cuvinte, dar chiar și cuvintele pe care trebuie să le știe pentru fiecare nivel. Există liste de astfel de cuvinte pe care ei trebuie să le știe pentru a-și asigura parcurgerea la nivelul corespunzător a unui text citit sau unui text audiat, nemai vorbind de redactarea unui text. Și am să vă arăt acum, dacă am ajutorul lui Dan, imediat cam cum apare această platformă Learn English British Council, care este elaborată, evident, pusă la punct de către ei și pe care elevul poate să intre și să își verifice orice competență, spre exemplu la ascultare. Să spunem că el sau profesorul lui dorește să verifice dacă într-adevăr este de nivel mediu, de nivelul acesta B1, pe care se presupune că l-ar avea în clasa a noua, are o sumedenie de topicuri pe care poate să audieze înregistrări. Iată, de exemplu, poate să își aleagă aici o discuție despre un serial. Și în momentul în care intră pe linkul respectiv, are o serie de exerciții preparatorii, după care are o ascultare pe care o poate face și exercițiile propriu-zise, după cum are la dispoziție chiar și transcrierea acelei înregistrări, astfel încât în momentul în care el, chiar și ascultând materialul de două ori, dacă nu reușește să își ducă la îndeplinire cele două sarcini, cele două exerciții care îi apar, iată așa, tot ce trebuie să facă este să dea un click și apoi să își mute pur și simplu, să spunem, aici, deci totul este destul de ușor de utilizat, nu este o mare dificultate, nu este un grad mare de dificultate. Eu îl folosesc cu elevii mei în două feluri și sunt convinsă că asemeni mie sunt foarte mulți alți profesori, eu nu m-aș lansa în afirmația că sunt vreun expert. Sunt doar un om care încearcă să-și ajute pe cât se poate de mult elevii. Și anume, eu pot pur și simplu să iau de aici link-ul și să-l transmit elevului, fie într-un classroom, fie chiar și pe un grup de WhatsApp, dacă nu am la dispoziție în clasă tehnica necesară. Și noi știm bine că de multe ori asta este ceea ce ne ucide în ore, logistica, tehnica din clasă, sau există la dispoziția profesorului și posibilitatea de a downloada acele materiale pe care să le folosească postându-le sau chiar imprimându-le. Și în felul acesta eu pot să folosesc înregistrarea de pe un dispozitiv personal și elevului să îi dau foile sau doar linkul în așa fel încât el să-l poată folosi. La fel se poate merge și mie îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă la exercițiile de scriere, acolo unde copiii pot să aibă niște probleme destul de serioase, aș spune uneori, pentru că au exerciții de scriere care îi ajută pe ei practic să parcurgă etapele de realizare a unui material. Am să mă opresc din nou la nivelul acesta. Și în momentul în care, să spunem că trebuie să scrie un astfel de e-mail pentru a da sfaturi de vacanță, au întotdeauna un text suport de la care să pornească.
după care au astfel de modalități de a-i ajuta să treacă prin toate etapele de redactare a acelui e-mail. La fel este pentru absolut toate tipurile de texte pe care le pot redacta. De multe ori ei nu sunt conștienți de felul în care trebuie să înceapă e-mailul, de felul în care trebuie să arate întregul corp al e-mailului. Aceste recomandări pe ei îi trec prin toate aceste etape, după cum și exercițiile la fel îi trec prin aceste etape. Ok, se cunosc sau nu se cunosc bine? Odată ce ei își dau seama, da, ei se cunosc bine. Janet a vrut să viziteze Singapore de foarte mult timp. False. În felul acesta el înțelege mai bine ce are de scris pe baza textului. Pentru că unul dintre punctele forte, aș spune eu, ale testărilor de tipul acesta este faptul că lor li se dă întotdeauna un text de la care să pornească. Niciodată nu li se spune, ia scrie-i tu un e-mail lui Georgel și spune-i că îți place că grozav ți-ar plăcea să mergi să vizitezi orașul lui. Nu, ție ți se dă deja un text pe care tu trebuie să îl înțelegi pentru a putea ulterior să produci textul pe care îl ai de realizat în vederea trecerii acestui test. Pe mine m-ar bucura dacă în examenele de limbă română pe viitor vom vedea mai multe astfel de exerciții, pentru că ele pe de o parte presupun, după cum v-am zis, înțelegerea acelui text bază și după aceea construcția unui text funcțional de către elev. Există însă și niște limitări, iar privindu-i pe colegii mei, eu mă simt obligată să spun lucrul acesta. Vedeți, fiecare dintre ei a vorbit despre feedback, a vorbit despre raportul de activitate. Sigur, elevul care susține un astfel de test, să spunem la nivelul Consiliului Britanic sau care trece printr-un astfel de test în clasă, primește un raport destul de incomplet. Adică, pentru un test pe care îl susține în vederea unei trecerii la o etapă următoare, să spunem, sau chiar, după cum v-am spus, a studiilor în străinătate, el va primi, într-adevăr, un raport, dar nu va fi foarte detaliat. El va primi rezultatul pe fiecare dintre competențe, fără a putea să știe ce a greșit anume la una dintre ele. Iar în momentul în care o susține testarea cu profesorul în clasă, este posibil ca, într-adevăr, la părțile acelea obiective să nu existe niciun fel de discuție. Ok, ăsta este răspunsul 1D, 2F, dar el să nu înțeleagă neapărat de ce este la 2F și respectiv la 1D. Și atunci să trebuiască să revii și să explici și să vii cu detalierea textului din nou, în așa fel încât el să înțeleagă răspunsurile. După cum la partea de redactare de text este foarte clar că aici contribuția profesorului pentru a înțelege este foarte importantă și nu este generat automat. Asta doresc să punctez. Este strict legat de acea muncă de evaluare pe care trebuie să o facă profesorul. Din păcate, în momentul acesta, noi nu avem astfel de instrumente care să ne permită o evaluare directă. Deși există multe platforme care permit interactiv elevilor să primească răspunsuri la părțile care țin de itemi obiectivi, la cele care sunt pe itemi semi-obiectivi sau chiar subiectivi, nu avem o astfel de platformă. Da, o întrebare dacă Learn English există. Learn English nu. Learn English este trademark British Council. Deci se găsește, este în sine un site, learnenglishbritishcouncil.com. O să încercăm să punem la dispoziția privitorilor noștri toate resursele, așa cum au fost prezentate ele astăzi, și Brio și British Council și tot ce va mai fi în această seară demonstrat. Cred că până acum ne-am descurcat destul de bine în ciuda boților, ca să zic așa, lui Tsuki, dar suntem bine, nu? Până aici, tragem o concluzie, Marcel? Da, sigur. În partea a doua?
Da, da, da. Asta vreau să propun și eu. Să știi că a fost foarte interesant faptul că am trecut așa prin mai multe discipline și am putut face și comparația între maniera în care putem, nu știu, am văzut testele la română matematică cu cele de la limbi străine. Deși la Cremiera, să știi că am sesizat niște similitudini și n-am putut să nu rămân așa cu mintea la maniera în care erau graficile la română matematică cu competent, cum eram acolo, unde mai aveam de lucru și cum am văzut la limba engleză, cu nivelurile de cunoaștere. Și acolo mă gândesc că și nivelurile respective pot fi detaliate în, nu știu, speaking, listening, writing. Sunt, ele sunt detaliate, deci sunt detaliate fără a veni detaliate pe exerciții. Despre asta vorbesc eu. Deci tu ai un grafic, într-adevăr, care îți spune la nivelul de conversațional ai fost foarte bine, bravo, punctaj maxim. La nivel de înțelegere text audiat, tu ai fost la nivel upper intermediate sau poate chiar avansat. Nu excelent, dar nu îți spune unde anume ai greșit. Da. Aici intervine rolul profesorului, care poate insista mai mult pe itemii și informațiile respective la clasă. Ok, în regulă. Mulțumesc tare mult, Lăcrămier. A fost un exercițiu interesant să vedem și cum a fost pe limbi străine. Vreau să invit pe Gabi în conversație. O invităm pe Gabi în conversație imediat. Am doar o pauză de 30 de secunde, obligațiile noastre pentru cei care ne ajută. Ocazie cât să tragem aer în piept și să vedem dacă boții lui Tsuki sunt în continuare pe recepție. With a bit more thought, we can all do our part to keep plastic out of the ocean. Excelent! Ne-am revenit, ne-am tras sufletul. Da, ne-am tras sufletul, bineînțeles. Mulțumim încă o dată. Mai avem o întrebare înainte de trece la Gabi. Era vorba, sunt convins că în audiență au fost foarte mulți profesori sau eminamente profesori, dar vorbim despre standardizare, de valoare standardizată la... Ce să înțeleagă părinții din această evaluare? Cu ce ajută? Și aici întrebarea pentru toată lumea. Marcel, îi ajută extraordinar de mult. Îi ajută în primul rând pentru că le dă măsura corectă, concretă și indubitabilă a nivelului la care se află elevul, la care se află copilul lui. Pentru că el poate să vină acasă cu 10, după cum poate să vină acasă cu 5 și să nu fie... sub nicio formă, nici de 10, nici de 5, iar în privința limbii străine, cu atât mai mult are un barometru corect al nivelului de cunoaștere în momentul în care trece printr-un astfel de test. Și în momentul în care profesorul aplică la clasă, de asemenea, nu neapărat trebuie să fie aplicat la nivelul unei instituții de predare a unei limbi străine, ci un profesor de limbă străină îl poate aplica și poate spune, uite, conform programei care este actualizată din fericire mai mult sau mai puțin la limbă străină cu acest Common European Framework, iată, copilul tău ar trebui să fie la nivelul A2, să spunem, sau ar trebui să fie la nivelul B2 și din nefericire la un test de B2 nu trece, dar iată, la un nivel B1 copilul trece, deci el este cumva la un alt nivel. Și atunci mai are de recuperat, uite, îți punem la dispoziție instrumentele astea și astea prin care să poată să recupereze. Din fericire, aș spune eu, este aproape o infinitate de resurse pe care o pot folosi cel puțin la limbă străină, fără discuție. Pot să adaug un pic pentru primar, cu la ce ajută? Te rog, Dana. Un astfel de test ajută părintele să vadă evoluția copilului său,
să vadă dacă copilul său a fost mai bun de data aceasta decât acum 3 luni, să nu facă comparație, să-l întrebe pe copil acasă: auzi, dar colegul tău de bancă cât a luat la lucrare? Da? Despre asta este vorba. Să-și compare copilul său cu el însuși și atât. Da, foarte interesantă concluziile astea. Sau la matematică, când vin mă părinții și ne spun copilul meu e de 10. Hai să vedem. Și dăm un test. La și toate disciplinele sunt același lucru. De 10, de 70, de 60. Se poate verifica acolo pe loc. Deci s-ar armoniza relațiile între părinți și profesori, practic, chiar celebra zicală comparăm mere cu pere nu va mai fi folosită. Eu vă mulțumesc încă o dată. Continuăm. Gabi, în primul rând îți mulțumesc pentru răbdare, pentru că ai așteptat ceva vreme. A venit momentul în care vrem să întrebăm ce cu testele astea Brio. Avem câteva întrebări aici. Se plătește, nu se plătește? În Bitcoin, în lei, în ieni, în ruble? În primul rând o să spun că eu am roșit de nenumărate ori când am auzit vorbind despre testele Brio atâția profesori faini. Și le mulțumesc și aș vrea să asigurăm cumva auditoriu că nu am repetat lucrul ăsta și că nimeni nu le-a cerut să vorbească de bine despre testele Brio. Ba chiar eram hotărâtă că o să iau în plin așa toate loviturile și asta e, de ca pe orice copil al meu trebuie să-l apăr. Dar o să sper că o să-mi puneți voi sau o să pună cei din public întrebările alea grele. O să răspund eu, testele Brio nu sunt gratuite. Brio e așa, îi zice brio.ro pe internet, dar altfel se cheamă Brio SRL. Și asta înseamnă că e un for profit și în teorie noi sperăm să cândva să ajungem și pe plus. Acum nu suntem, despre asta e vorba. Dar nu o să ne îmbogățim din banii părinților. Ca să înțelegeți, un abonament lunar la Brio pentru un părinte costă de la undeva de la 24 de lei în sus. Deci cam la nivelul unei pizza pentru copil, nu pentru toată familia. Iar pentru profesor de aplicat un test Brio este undeva la 1 leu, da? 1 leu este o aplicare de test pe copil. Ceea ce înseamnă, nici nu știu, eu când mergeam la grădiniță, la film, îmi cerea un leu, dar asta se întâmpla în anii 80. Ceea ce înseamnă că probabil că e un cost derizoriu pe lângă costurile legate de săpun lichid și alte lucruri care se cumpără la clasă. Deci ca să răspund, nu este un test gratuit, nu sunt teste gratuite. Avem perioade foarte lungi de trial însă, ca să se convingă și părinții și profesorii că, să mă corecteze lăcrămioara imediat, there's value in it. Dar după ce dăm perioada asta de trial, după aia costul este unul absolut rezonabil. Asta ca să închidem întrebările legate de cost. E un cost suportabil pentru oricine îl plătește. Părinte, profesor, școală, orice instituție plătește testul ăsta, e o valoare foarte mare adăugată, cred eu. O întrebare tehnică mai degrabă și o afișez chiar acum. Dacă se pot deschide două ferestre pe ecran în timp ce rulează testul și evaluarea? Există și varianta de testare proctored și acolo putem să povestim interminabil. Știu că asta este principala opoziție legată de testele standardizate sau de testele pe computer, și anume că ele pot fi trișate, că poți să trișezi, nu poți să te asiguri că persoana care e în fața ecranului este chiar copilul respectiv. În plus față de testarea asta pe care se poate face cu copilul în clasă, cu tableta, așa, atunci e treaba profesorului într-adevăr să supravegheze ca și la orice altă lucrare. Atunci când se pornește un test acasă, există în contul de școală o variantă în care testul acesta este supervizat. Și acest instrument se cheamă Proctoring Tool. E folosit la foarte multe examene externe, cum este, nu știu, dau un exemplu, SAT, GMAT, folosesc aceste instrumente
din totdeauna noi am folosit la Brio Challenge doar, dar se poate folosi. Respectivul instrument îți dă un raport, în plus față de raportul de, al cunoștințelor de matematică, de română, de istorie, de orice testezi, îți dă un raport al activității în browser, în ecran, a copilului. Odată îți spune că a stat în cameră, a stat cu fața în cameră, îți spune dacă a existat altă persoană lângă copil, dacă s-au auzit zgomote în plus, dacă are căști în urechi, lucru care teoretic nu este permis la examene, dacă a dat alt tab, dacă a ieșit din browser, dacă a avut browser blur sau browser focus, asta înseamnă a intrat pe WhatsApp, orice alt tip de interacțiune. În plus, profesorul are niște screenshot-uri din cameră și îl poate vedea cam din 10 în 10 secunde ce făcea. Pe cale de consecință, o să demontez complet mitul ăsta că nu se poate supraveghea un test online. Se poate și se poate foarte bine supraveghea un test online. Și da, putem să ne asigurăm că este chiar copilul ăla. Dacă profesorul nu-l vede pe copil, poate să-l descalifice și să-i mai genereze un test și să-i facă instructajul din nou. Hei, trebuie să stai doar cu, să te vezi în cameră, trebuie să ai toate instrumentele, mă rog, browserul cu doar cu o fereastră, etc. Deci da, știi de experiența. Așa. Scuze, știu de experiența cuiva de la Universitatea din Bocconi în care au un soft cu scanare de retină, adică e la 3 mișcări de cap necontrolate. Ești eliminat din examen. Se pot face. Da. Se pot instrumentele astea de proctoring trebuie de supervision, nici nu știu cum să le zic, în românește nu prea se poate. Supervizare, să-i spunem, sunt foarte avansate, contravin însă foarte multe setări din proctoring tools, elementelor de GDPR, însă putem să folosim instrumente de genul ăsta în limite corecte ale GDPR-ului. Deci putem să folosim, să prelucrăm imagini din cameră și putem să-i luăm informații din browser fără absolut nicio problemă. Știm să facem asta și se poate. Mai am o ultimă intervenție, Marcel, și apoi promit că te las să-i pui zecile de întrebări lui Gabi. Noi, înainte de acest webinar, am făcut o promisiune cu ajutorul brio.ro că acele cadre didactice care se preînscriau la acest webinar, era un formular în articolele publicate, beneficiau de niște testări, de o baterie de teste gratuite, de un cont gratuit pe platformă. Uh-huh. Avem câteva zeci de înscrieri, o să vă dau cifra exactă probabil până la sfârșit. Cei care s-au înscris vor fi contactați de către platforma Brio săptămâna următoare pentru a stabili exact maniera și modalitatea în care se vor deschide conturile. Deci lucrurile nu sunt lăsate de izbeliște. Sigur, o să facem și un training pe platformă, cu siguranță. Că întreba o doamnă ce poate face pentru că nu s-a preînscris la acest, să intre frumos pe articol sau pe Facebook, e un formular acolo, e simplu de făcut, pentru că avem nevoie de date, pentru că GDPR-ul ne omoară. Și acum mă grăbesc să închei. Marcel, ai microfonul. Da. Eu mai am. Vreau să vă amintesc că l-avem în așteptare și pe domnul Radu. Tocmai de aia. Am câteva nelămuriri ușor incomode pentru. Îi ascultam pe colegii noștri mai devreme și mi-au venit în cap câteva lucruri. Gabi, tot am repetat ideea asta de evaluare standardizată și încerc să înțeleg care sunt standardele alea, că poate ar fi bine să explicăm puțin, că noi când facem evaluarea obișnuită, drept să-ți explic, dacă stau acum să mă gândesc, nu-mi vin în minte niciun standard de nicăieri. Ajută-mă să înțeleg ce sunt standarde și de ce sunt mai bune decât ceea ce facem noi acum. Păi standardele ne-ar permite să comparăm mere cu pere. Cum se vorbește foarte mult când vorbim despre comparații între notele copiilor. Standardele ne-ar permite ca un copil de clasa a 5-a, testat la finalul clasei a 5-a, la liceul Vianu și la liceul din
cucuieți, că am văzut la o postare la Dana zilele trecute. Și bănui că nu-i liceu, dar am zis de pe pereți, din gura humorului să spunem, notele să fie perfect comparabile, indiferent cine aplică testul. Asta ne-ar permite standardele. Din nefericire, și aici, acolo cred că o să trebuiască să-i dăm legătura lui Radu la un moment dat. Din nefericire, sistemul de educație din România nu are definite standarde. Nu există standarde după care să ne ghidăm. Cum anume notăm de 7 un copil de clasa a 5-a în semestru 2? Ce anume, care sunt competențele pe care trebuie să le aibă un copil ca să aibă nota 7? Știu că standardele sunt în elaborare. Știu că a existat un proiect care s-a pierdut pe fonduri europene, care s-a întâmplat prin noiembrie și nu s-a întâmplat nimic. Dar bănui că sunt în pregătire respectivele standarde și la un moment dat o să se întâmple. Ce face sistemul Brio este să suplinească lucrul ăsta și să facă ceea ce face SAT, GMAT, și anume o standardizare statistică. Și anume, fiecare item care există în platforma Brio a fost, sunt 60.000 de item pe matematică doar. Ca să înțelegeți, 60.000 de item înseamnă undeva la un raft așa, cam cum avea lăcrămioara în spate, de culegeri de matematică, care au fost testați pe 60.000 de copii din, pe eșantioane reprezentative din toate generațiile, da? Deci 12 generații, a câte 5.000 de copii înseamnă, deci 12 clase, câte 5.000 de copii înseamnă 60.000 de copii. Și toți itemii ăștia au fost testați pe respectivul număr de copii. Și atunci itemii ăștia au fost calibrați pe o scară de la 1 la 100 cât anume au răspuns. Și atunci scorul Brio spune așa: ești mai bun, scorul de 67 spune exact asta, ești mai bun decât 67% din generația ta și mai slab decât 37% de copii din generația ta. Nu avem cum să facem altfel. Este o calibrare statistică, dar ne ajută foarte mult. Pentru că în mod absolut evident, în respectivele eșantionări s-au folosit și copii buni și copii mai puțin buni și copii medii și copii din mediul rural, din mediul urban, din urbanul mare, din urbanul mic, etc. Bun. Și atunci această calibrare este pe instrumentul Brio în special, este o calibrare statistică. Ce ne dă este nu poziția copilului în generația lui, ci câți dintre copiii din generația ta sunt mai buni decât tine. Și nu-ți spune că ești mai bun decât Gigel, ci îți spune că ești undeva peste medie, da? Cu 17% sau cu 13% peste medie. Asta poate să-ți dea informație foarte valoroasă în cazul evaluării naționale, în cazul BAC-ului, în cazul unor examene naționale, dar îți dă o informație valoroasă și legată de prezența ta într-un clasament, să spunem, chiar dacă tu ești din mediul rural și vrei într-adevăr să te duci la un liceu în mediul urban. Îți spune dacă ai vreo șansă sau nu ai șanse să faci lucrul ăsta. Și atunci, da, legat de standarde putem să vorbim interminabil, dar ce vreau eu să spun este că standardizarea este singurul fel în care putem să comparăm copiii între ei, în care putem să injectăm date corecte și comparabile în sistemul de educație. Pentru că sistemul de educație din România suferă foarte mult de lipsa datelor, de lipsa unor date concrete. În orice întreprindere, să spunem, nu știu, în orice SRL, în orice mică butic de scară, avem nevoie de date. Trebuie să știm ce am cheltuit, cât am cheltuit, etc. În sistemul de educație am avea nevoie să știm nivelul copiilor. Ori noi, legat de nivelul copiilor, nu avem decât o sumă foarte mare de date subiective, de date care se raportează la niște standarde autopropuse și autovalidate de fiecare dintre profesorii care le creează și le folosesc. Și atunci, comparând subiectivitatea Cosminei cu subiectivitatea lui Tiberiu și a Lăcrămioarei, ajungem în niște anomalii. Ajungem ca toți copiii să fie în centila 10 sau 80% dintre copii să fie în centila 10, adică în primii 10% dintre copii, și de fapt ei la bacalaureat să ia doar 40% bacalaureatul. Cam pe acolo, cam asta, despre asta discutăm în materie de standardizare.
Marcel, dacă permiți, doar o scurtă intervenție. Ai întrebat ce ar putea să ne aducă standardizarea. Iar Gabi a folosit exemplu cu elevul din Cucuieți, nici nu contează, și respectiv de la Vianu din București. Eu am să vă spun ce aduce standardizarea. Îl aduce pe elevul Popescu Georgel din București, care intră într-un examen pentru nivelul B1 alături de elevul Liu Yan din China și în momentul în care amândoi au trecut acel examen și l-au luat nivelul B1, B2 sau pe oricare dintre ele, în mod categoric, Liu Yan din Wuhan, să spunem, și cu Georgel de la noi din București, sunt în mod categoric la același nivel, apt să comunice și între ei la același nivel. Da, în regulă, am înțeles. Gabi, încă o întrebare, dacă îmi dai voie, înainte să trecem să-l invităm în conversație și pe domnul Sechei. Să știi că m-am uitat cu atenție la testul lui Tiberiu. Seamănă cumva cu ce regăsești și la istorie și n-am văzut itemii aia subiectivi în care creativitatea copilului are așa un pic de spațiu de desfășurare acolo. Cum standardizezi creativitatea? E foarte bună întrebarea și foarte grea, că așa trebuie să fie întrebările bune. Se poate standardiza creativitatea. În acest moment, Brio nu evaluează eseul. Nu evaluează eseul și repet, în acest moment, deci nu putem să pe testare Brio nu se poate evalua eseul. Există instrumente standardizate care fac lucrul ăsta. Așa să vă povestesc cum se întâmplă asta. Se poate evalua eseul inclusiv numărând fondul lexical pe care îl folosește copilul, găsind în mod evident corelații pe care le face copilul, corelații lingvistice. Însă, obișnuința este ca în cazul eseului acela să fie singurul item din test care are nevoie de evaluare umană, dar inclusiv acolo se pot elabora grile după care se corectează și grilele alea să respecte niște standarde. Pentru că testare standardizată, ca să spun până la capăt și să o iau așa de pe Brio, că Brio este un instrument digital. Testare standardizată nu înseamnă neapărat testare digitală asistată de computer. Testare standardizată înseamnă orice testare în care toți copiii au în față același tip de item, de aceeași dificultate și au aceleași condiții de aplicare a itemilor și aceleași condiții de corectare. Bacalaureatul, de exemplu, sau evaluarea națională is the closest thing we have to. E cel mai apropiat lucru de testare standardizată, dacă, și aici o să spun asta, dacă și numai dacă, corectura se face după bareme, după același barem și respectând aceleași cerințe și rigori, pentru că noi am văzut, există diferențe enorme de evaluare între doi evaluatori umani diferiți. Da, există diferențe la română, dar în mod absolut senzațional există diferențe de evaluare foarte mari și la matematică. Și această subiectivitate și acest tip de evaluare, până la urmă putem să vorbim interminabil despre asta, dar toți profesorii prezenți aici, pe ecrane sau în spatele lor, o să știu asta, că în cazul baremelor de matematică, de evaluare națională și de BAC, un copil cu teză de 8 poate să ia oriunde între 7 și 9. Și putând să ia oriunde, e în sociologia culturii un concept care îmi place mie foarte tare, se cheamă traditore-traditore. Cine interpretează un test poate să-i dea orice tip de interpretare, da? Și atunci, în condițiile în care noi departajăm copiii la intrare la liceu la sutime și nu ne ducem atât de departe încât să-i departajăm la miime, că i-am departajat și la miime, diferența asta de două puncte între doi corectori e enormă și produce atât frustrare cât și
cât și inechitate, practic, în evaluare, da? Și noi ne jucăm cu niște destine de copii, da? Copiii ăștia, până la urmă, pică de la un liceu la altul pe o sutime și noi ne jucăm cu două puncte în evaluare. Asta este problema pe care standardizarea o rezolvă. Da, în regulă. Mulțumesc, Gabi. Dați-mi voie, vă rog, să-l invit în conversație și pe domnul Sechei, cu mulțumiri pentru răbdarea pe care a avut-o până acum. Domnule Sechei, ați putut vedea în seara asta, am avut alături de noi profesori care au făcut efectiv demonstrații cu testele pe care le folosesc în sala de clasă și din ceea ce ne povestea Gabi, ne-a confirmat, ne-a validat faptul că avem astfel de instrumente de evaluare, ne-a explicat cum funcționează. În ce măsură credeți că, sau eram curios să știu, Ministerul Educației, cum se raportează la aceste instrumente, dacă le ia în calcul, dacă vedeți cumva posibilitatea de a fi implementate în școli la nivel național? Bună seara! Nu a fost vorba de răbdare, a fost foarte interesant să urmăresc discuția. Ministerul Educației, da, ia în considerare acest tip de instrumente. S-a vorbit mai devreme de un proiect pe care l-am inițiat în toamna anului trecut pentru elaborarea de instrumente standardizate de evaluare. Însă aș vrea să... S-a discutat despre standarde de evaluare și evaluare standardizată și aș vrea doar să subliniez oarecum diferența dintre cele două, dacă îmi permiteți. Standardele de evaluare, de exemplu acest cadru european de referință pentru limbi străine, este un set de standarde de evaluare elaborate de Consiliul Europei la un moment dat, însă nu este și un instrument în sine. Sunt părți terțe care au creat aceste instrumente. Era vorba despre un instrument creat de Cambridge University, care prin raportare la aceste standarde dă un diagnostic celui care se testează despre nivelul la care se plasează pe aceste standarde. Ce ne lipsește nouă și ceea ce încearcă acum să facă Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este să elaboreze standarde pentru câteva discipline. Din informațiile mele se lucrează acum pe română, matematică și muzică. Pentru a vedea, o să mă întrebați poate de ce muzica, pentru a vedea într-adevăr cum abordăm și acea parte mai puțin tehnică a evaluării într-un standard. Adică acolo unde este vorba și de creativitate și talent. Tocmai mai degrabă, sigur. Exact, mai degrabă decât de o chestiune foarte concretă care poate fi măsurată inclusiv digital. Însă, din perspectiva evaluării la nivel de sistem de învățământ, avem și ministerul, echipa actuală a recunoscut faptul acesta. Avem niște decalaje prea mari între evaluări, niște diferențe prea mari între evaluări care pot crea situații sau creează situații de inechitate în rândul absolvenților. Însă, pe ansamblu, trebuie să ne gândim la evaluarea standardizată nu ca pe un instrument final, doar sumativ, la finalul clasei a 8-a sau la finalul clasei a 12-a, ca să putem realiza o comparație între competențele dobândite pe întreg ciclul. Și avem nevoie de o evaluare predictivă și sumativă în fiecare an. Ar trebui să avem o evaluare predictivă la începutul anului școlar, o evaluare care ar trebui și ea standardizată în baza acestui concept, adică sunt niște puncte de intrare, niște competențe pe care, un nivel de competențe pe care elevul ar trebui să le aibă la începutul clasei a 6-a. Există în cazul acesta o aplicație informatică, dar putem vorbi de alte instrumente standardizate de tip grilă, cu corectare informatică sau nu, utilizând niște bazine de itemi unici la nivel național pe care i-ar elabora ministerul sau îi va elabora Ministerul Educației. Și în funcție de această evaluare predictivă standardizată, profesorul să-și poată defini parcursul educațional. Și acest tip de test ar trebui să se repete la începutul semestrului 2 și la finalul anului, iar evoluția elevului să fie marcată sau să fie evaluată tocmai prin raportarea la aceste teste.
Însă acest aspect neglijează valoarea formativă, care este din punct de vedere pedagogic, sunteți, cred că mai în afară de Dan, suntem toți profesori pe aici. Evaluarea formativă e importantă pentru că motivează elevul. Adică un progres, în momentul în care tu îi notezi progresul sau îl notezi, îl evaluezi pe baza progresului realizat față de momentul X, chiar dacă nu a ajuns la nivel de competență 10, să spunem, îi dai o notă de 10 pentru că a reușit să progreseze și o folosești ca un element motivator. Este foarte importantă evaluarea formativă în procesul de predare-învățare și n-ar trebui niciodată să renunțăm la ea, pentru că riscăm să facem evaluarea doar mecanic atunci, fără a vedea condițiile individuale în care un elev învață și progresează. Însă eu mai am o întrebare. Am eu o întrebare, dacă îmi permiteți. Trăim așa în două lumi. România, din păcate, în România sunt două lumi ale elevilor, lumea urbană și cea rurală. Cu ce îi ajută pe elevi o evaluare standardizată? Întreb știind un răspuns, dar vreau să aud și opinia dumneavoastră. Dacă știm că nu toți copiii au aceleași condiții, că nu pleacă cu aceeași șansă, adică evaluarea standardizată îi va... O justificăm pentru a spune că cei care investesc mai mult în educație ating rezultate mai bune, sau o folosim pentru a regla procesul de învățare, predare-învățare? Pentru că de multe ori se vorbește despre evaluare standardizată, să arătăm unde sunt copiii. Pentru mine personal ar fi mult mai important să vedem evaluarea standardizată ca pe un instrument prin care noi să-i sprijinim pe copii, pe tineri în procesul de învățare și nu să le dăm un diagnostic. Da. Pot să cadrul european de referință, nu face altceva decât să te placeze undeva. Gabi, să rămân să cel care lucrează. Da. Da. Evaluarea standardizată per se așa face, într-adevăr. Cum spune domnul Sechei, exact așa face. Plasează, dă un diagnostic și cam atât. Ce poate să facă un instrument, și o să spun Brio că e singurul, și spun în continuare, din nefericire Brio este singurul. Aș vrea foarte mult să mai existe pe piață instrumente și să aibă și ministerul un instrument propriu. Ce face Brio însă, dă și un parcurs pentru copil. Nu știu dacă ați fost atent, dar undeva la fiecare competență evaluată există acolo, scrie exact nu numai unde este copilul, ci și de câte ore are nevoie ca să ajungă la nivelul următor. Sigur că eu, orice instrument de evaluare standardizată, nu o să ia profesorului, nu-i va lua rolul profesorului niciodată. Nu o să poată să se substituie profesorului și modul în care el comunică cu copilul. Dar va ști, și asta dă o predictibilitate actului educațional. Spune, elevul Popescu din satul Ciolpani, poftim, am zis un sat ca să vorbim despre un copil de la sat, este la 45 la fracții, dar are nevoie fix de 3 ore ca să treacă la nivelul următor, adică în centila următoare. Și atunci pot să-mi reglez parcursul remedial și intervenția astfel încât să-l ajut pe copil acolo unde îl doare mai tare. Și acolo trebuie să recunoaștem cu toții că noi suntem deficitari în sistemul de educație. Pentru că știm cu toții, când ne ducem la profesor și spunem ok, copilul are 7, am trăit eu acest, mă rog, nu cu 7, dar am trăit eu situația asta și am zis ok, copilul are 8. Ce trebuie să fac? Păi să mai lucreze. La ce? La mate. Păi la mate la ce? Că poate știe algebră și nu știe geometrie sau poate știe ce anume trebuie să fac. E, asta mă ajută instrumentul ăsta standardizat să-mi spună la ce trebuie să lucrez ca să pot să obțin cel mai mare increment în notă. Pentru că până la urmă despre asta e vorba. Da? Copiii ăia
mai devreme sau mai târziu, din orice mediu, ajung să fie comparați. Și nu-i compară niciun instrument standardizat, îi compară exact ministerul în momentul în care îi repartizează pe liste după niște note, după niște medii, după niște rezultate. Nu eu îi compar, nu vreun instrument standardizat îi compară. Îi compară exact ministerul. Ministerul în momentul în care îi repartizează după niște note pe o grilă. Ce face un instrument standardizat și ce poate să facă un instrument standardizat este să-i spună copilului unde anume poate să lucreze ca să aibă cel mai mare increment și astfel încât să-și maximizeze șansele. Da, în regulă. Mulțumesc, Gabi. Nu mă înțelegeți greșit, nu sunt împotrivă. Deci eu sunt total de acord că trebuie să existe instrumente de evaluare standardizată, instrumente care să plaseze fiecare elev la un anumit moment al parcursului său educațional, comparativ cu niște standarde care trebuie întâi dezvoltate. Deci în această perspectivă mai avem de lucru. Vorbind despre instrumente standardizate, noi de fapt punem deocamdată carul înaintea boilor pentru că încă mai lucrăm la standarde și va mai dura, cred că, puțin. Apoi trebuie să existe acea bancă de item pe care de care vorbeați dumneavoastră, care la fel trebuie elaborată, testată. Deci dacă face ministerul lucrul acesta, va mai dura. Însă eu nu văd o problemă în a folosi persoane terțe care au deja aceste instrumente. Nu mă refer acum la Brio neapărat, pentru că nu vreau să se spună că fac reclamă, dar trebuie văzut, pentru că acest tip de standardizare poate fi făcută de experți, poate fi făcută de oameni din afara sistemului care vin cu soluții foarte concrete la această lipsă. Însă standardele trebuie realizate și revizuite de Ministerul Educației, pentru că sunt standarde la nivel național care de fapt definesc nivelul de competență așa cum îl face cadrul european de referință pentru limbi străine pe fiecare disciplină. Și sper să avem cât de curând pe română și matematică, cel puțin, care sunt disciplinele de examen pentru evaluarea națională. Da, domnule Seche, dacă mi-o permiteți, avem și o întrebare din partea unuia dintre colegii care ne urmăresc acum și recunosc că aveam aceeași curiozitate. Dacă ne puteți spune cam care e orizontul de timp, pentru că au fost multe proiecte, multe idei faine, multe idei care ar fi trebuit să ajungă să fie implementate în școlile noastre și au rămas de cele mai multe ori în stadiul de vom face, vom implementa, ne vom ocupa. Credeți că puteți oferi un orizont de timp în ceea ce privește? Întrebarea vine de la V4L, cu care ne știm foarte bine. Evaluările de clasele a doua, a patra și a șasea sunt deja standardizate. Deci ele folosesc niște itemii care sunt folosiți. Sunt itemi care evaluează specific niște competențe foarte bine descrise și profesorii, învățătorul respectiv primesc în baremul de corectare o descriere a acestor competențe și ei pot să facă, de fapt scopul acestor evaluări tocmai acesta a fost, să realizeze o evaluare standardizată și să sprijine profesorul, învățătorul în elaborarea inclusiv a activităților de învățare remedială. Nu s-a realizat neapărat acest lucru, însă instrumentul există. Trebuie să reglăm procesul, pentru că de multe ori instrumentele se pun la dispoziție, însă implementarea are de suferit. Și într-adevăr și aici implementarea a avut de suferit. În ceea ce privește standardele de care vorbeam, orizontul de timp, aș vrea să spun că vor fi pilotate în anul școlar viitor. Însă nu îmi place să promit lucruri de care nu sunt absolut sigur. Intenția asta este să fie elaborate până în vară și să fie pilotate în anul școlar următor într-o serie de școli.
pentru a vedea dacă funcționează și sunt elaborate pe gimnaziu deocamdată, pentru că acolo avem și planurile cadru noi și curriculumul nou. Însă n-aș băga mâna în foc, deși specialiștii lucrează la ele. Să știți că aici aveam o curiozitate, dar mă rog, întrebarea vine din partea cuiva care nu are experiența managerială a unui astfel de proiect. Adică ce i-ar putea ajuta pe acei specialiști să gândească standardele respective mai repede, să poată fi implementate? Nu știu, fără să vreau, m-am gândit de pildă că uite, avem o gură de aer prin banii de la PNRR. Credeți că sunt de ajutor? I-ar putea, nu știu, stimula, grăbi puțin procesul ăsta? Pentru că am senzația, dar repet, eu sunt cumva mai agitat din punctul ăsta de vedere. Am senzația că lucrurile se mișcă foarte încet la un moment dat, oricât de fain ar fi unele idei. O să-l ajut eu pe domnul Sechei ca să nu spună că vorbesc doar de rău ministerul și politicile ministerului. E foarte greu să faci un instrument de genul ăsta. Și e foarte greu, eu zic, o spun pe asta tot timpul. Cu toți banii pe masă, dacă ar trebui să ne apucăm de la capăt să construim un instrument de la zero, nu ne-ar lua mai puțin de 2 ani de zile să facem asta serios și să putem să punem să ne punem, nu știu, the heart where your money is. Adică n-am putea să spunem cu responsabilitate că se poate, că e ok și că se poate folosi pentru toți copiii unei generații, fără să existe un timp de implementare. Că Brio a stat în laborator 5 ani, Brio e o inițiativă privată, nu a avut toți banii pe masă de la început, dar chiar și având toți banii pe masă de la început, este foarte greu să faci un lucru de bună calitate și corect. Pe cale de consecință, eu am văzut în PNRR un instrument de testare standardizată și termenul ăla de 5 ani parcă pe care l-am văzut acolo mi s-a părut foarte realist dacă o să se întâmple corect. Asta este opinie de, mă rog, de om care a stat în facerile unui instrument de genul ăsta și a văzut cum se întâmplă lucrul ăsta. Dacă vrei să-l faci serios, durează. Dacă vrei să-l faci să fie făcut, sigur că da, se poate face și de azi pe mâine. Îmi cer scuze că am răspuns în locul domnului Sechei. E foarte bine, pentru că nu puteam să răspund mai bine decât atât. Estimările colegilor care lucrează pe acest deja de un an de zile pe standardele acestea este că probabil în toamnă vom putea într-un număr de școli să începem să pilotăm aceste standarde pentru a vedea cum funcționează și pe urmă urmează o perioadă de calibrare care va dura încă un an, doi, după care dezvoltarea instrumentelor. Acele deadline-uri din PNRR se referă la implementarea lor. Deci, în 5 ani de zile ar trebui să le avem implementate. Da, în regulă. Mi se pare că am depășit un pic intervalul ăsta de timp pe care l-am fixat pentru întâlnire, dar eu cred că a fost o discuție foarte faină și intervențiile pe care le-au avut și colegii noștri, și Gabi Bartei și Radu Sechei, sunt convins că au fost foarte de ajutor celor care ne-au urmărit. Cred că mai avem o întrebare și îngăduiți-mi să mai aruncăm o privire. Doamna Ungureanu ne vorbește despre copiii de clasa A8 din mediul rural care vor vedea pentru prima dată un model de test de evaluare abia pe 4 aprilie, odată cu ziua simulării și cu 2 luni înainte. Nu cred că are legătură cu noi. Da, da. Înseamnă că păstrăm întrebarea. Nu s-au emis încă teste de evaluare și da. Deci pentru altcineva. Da, e în regulă. Bine, în situația asta aș vrea totuși să concluzionăm și aș vrea să-i mai invit încă o dată pe Gabi, pe Radu și pe colegii mei. Nu știu, o idee de final cumva, poate și într-o notă optimistă, așa, pentru că vă spuneam un pic mai devreme, eu sunt genul de om care vrea să audă lucruri, că se întâmplă lucruri, că se vor întâmpla, că uite o să reușim să facem. Simt nevoie așa de o doză de optimism, iertați-mi, vă rog, pornirea. Și să ocazie cu care și să încheiem discuția din această seară. Gabi, te rog. Eu să fiu prima optimistă. Da. Eu o să spun așa, suntem după 2 ani de pandemie într-o situație îngrozitoare și foarte fericită
deopotrivă. Și o să spun așa, niciodată și niciun instrument și nicio perioadă istorică nu ne-ar fi făcut să facem saltul ăsta către digital mai rapid decât l-am făcut în perioada pandemică. Și asta, sigur, a venit la pachet cu foarte multe frustrări, cu foarte multe, ca toate revoluțiile, că tot vorbim, e o zi istorică astăzi, mă rog, și Marcel știe asta mai bine decât toți. Nicio revoluție, nicio întâmplare dintre asta, nicio schimbare nu se petrece fără scrâșne din dinți și fără probleme. Dar perioada asta pandemică ne-a pus în fața adopției forțate a unor, adopții rapide, ca să nu spun forțate, a unor instrumente. Ce cred eu că trebuie să rămână după perioada asta pandemică este utilizarea instrumentelor digitale, nu ca scop, ci ca mijloc în procesul didactic. Nu o să propun, nu o să spun niciodată că trebuie să treacă școala în online, no matter what. Dar voi spune că atâta vreme cât copiii sunt în digital și cât lucrurile, cel puțin pe unele paliere, și anume evaluarea, că acolo e competența mea majoră, evaluarea și testarea se pot petrece mai bine în digital decât în non-digital. Eu spun că trebuie să păstrăm unele lucruri și dacă este să-mi pun eu, să-mi fac eu pariul pe această, pe perioada care vine, pariul meu este că testarea va fi din ce în ce mai mult digitală, pentru că acolo este din ce în ce mai puțin eronată, este mult mai puțin eronată, dacă îmi permiteți asemenea barbarisme lingvistice. Da, în regulă, mulțumesc mult. Domnule Sechei, porția de optimism? Eu sunt optimist din fire, deci mi este foarte greu să fiu altfel. Spuneam mai devreme că eu sper să avem cât mai repede aceste soluții la îndemână. Evaluarea standardizată este o necesitate. Standardizarea evaluării presupune apariția acestor standarde naționale de evaluare referențial la care noi, Ministerul Educației, lucrează în momentul de față, și apoi a unor aplicații informatice unice la nivel național, sau de ce nu, eu aș prefera să fie produse de către terți, de către piață, și pe care Ministerul Educației și profesorii să le poată folosi pentru evaluarea sumativă, iar apoi noi să venim cu bazine de item. Eu sunt optimist că lucrul acesta se poate face, sunt pași absolut obligatorii pe care noi îi vom face în anii următori. Sunt, pe de altă parte, convins că vom tulbura apele în învățământ prin asta, pentru că evaluarea standardizată presupune și un alt tip de evaluare actului de predare, nu doar a rezultatelor lui. Și atunci este un proces care presupune o contribuție foarte importantă din partea colegilor profesori din toată țara, și mă bazez pe asta, sau ne bazăm pe asta. Acum, dacă ne uităm puțin la maniera în care experiența noastră din online ne-a scos puțin din zona de confort, dar ne-a pus în situația de a învăța niște lucruri, eu cred că nu e rău să mai avem exercițiul ăsta așa din când în când. Îi rog și pe colegii mei, Dana Tufeanu, Tiberiu Stamate, Lăcrămioara, câteva idei de încheiere și cumva. Eu rămân la urmă. Ce vă propuneți voi pentru perioada următoare? Ultima. Cu optimism, așa, vă rog. Eu vă spun așa. Sunt absolut sigură că învățământul primar va fi primul care va implementa această evaluare standardizată, pentru că îi cunosc pe colegii mei, care sunt întotdeauna cu un pas înaintea vremii. În regulă, mulțumesc, e o informație importantă. Doamna Tudose, vă rog. Da, eu mă bucur că avem momentan aceste teste de standardizare. Bineînțeles, o le împletim cu evaluarea formală, nu o să renunțăm niciodată la ea. Dar până vom avea și de la minister, ne ajută brio, multă putere și mult spor să aveți să puteți rezista până venim cu teste de la minister. Okay. Da, mesajul de mai devreme, chiar de asta l-am și afișat, când întreba cineva dacă testele brio se pot utiliza în învățământul primar, și avem un privitor din județul Neamț, din Cracăul Negru,
Crăcăuani. Știu că e o comunitate cu multe dificultăți acolo și cu multe probleme, dar cu foarte mult elan și cu mult, mult spirit, cu inima sus, așa, cu optimism. Da, Dan, să știi că asta e o informație importantă, pentru că din câte observ, dacă sunt școli în țara asta care vor să apeleze la astfel de instrumente, o pot face, nu? Dacă au găsit restul local. Eu acum am goosebumps, ca să fie totul bine. Nu știam că suntem în Cracăul Crăcăuani, dar mă bucur, mi se pare absolut senzațional. Și cu permisiunea voastră o să iau legătura cu doamna, cu doamna profesor să discut despre asta, pentru că mi se pare senzațional că se întâmplă lucrurile astea. Și o să vă zic ultimul lucru și gata, eu tac. O să vă spun că, în general, comunitățile mici sunt mult mai permisive la schimbare decât comunitățile mari. Și asta e, poate este un learning pe care ministerul ar trebui să și-l ia, să nu-și testeze neapărat pe orașe mari și pe comunități mari, să nu-și facă piloții neapărat acolo. Pentru că, sigur, sunt reprezentative statistic, dar nu de acolo vine marele progres sau nu de acolo se întâmplă foarte repede lucrurile. Inerția e foarte mare în zone mari. Da, în regulă. Vreau să-l rog și pe Tiberiu Lăcrămioara câteva cuvinte în finalul discuției noastre. Tiberiu, te rog. Mulțumesc, mă pregăteam să o rog pe doamna Bozieru. Cred că mai optimist de atât nu se putea încheia discuția. Așteptăm testele standardizate de care vorbea domnul Sechei. Pe de altă parte, la moment dat, Dan mi-a furat efectiv replica și eu citisem acolo pe afișaj și mă bucuram în forul interior. Uite, într-o comunitate minusculă, într-un loc izolat, exotic al României, cineva este deja racordat la această metodă modernă, la zi, de evaluare. Deci, ce vrem mai mult de atât? Da. O să vă spun, de atât nu cred că se poate. O să vă mai dezvălui eu ceva. Există o inițiativă numită EduCens, în care s-a făcut o harta nevoilor și o harta resurselor, iar comunitatea din Crăcăuani a beneficiat de un mic ajutor, dar oricum este de apreciat și de lăudat, pentru că acolo chiar situația economică e complicată rău. Și da. Felicitări, pentru că vor. Da, excelent. Sperăm să apară cât mai multe comunități școlare de felul ăsta. Lăcrămioara, te rog. Da, pe mine mă... Să te optimist, te rog. Păi atunci plec. E simplu. Gata, leave studio și am plecat. Bun, eu mă țin de ceva timp. Domnul Sechei a spus cumva așa retoric dacă folosește sau nu folosește atât de mult evaluarea standardizată. Și cumva așa a atins răspunsul. Acum la final, păi folosește pentru că profesorul își calibrează predarea după această evaluare standardizată, nu după standardul personal, ci după standardul pe care ajunge să îl impună la un moment dat instituția. Dacă este impus la nivel instituțional, atunci el altfel va reacționa. Una este să fie lăsat liber și să facă ce vrea el și alta este ca acest standard să fie impus și el trebuie să-l atingă măcar într-o oarecare proporție, măcar în proporția de promovabilitate, dacă nu dincolo de ea, către nivelul mediu sau cel superior. Mie mi se pare extrem de important și asta va duce la dispariția acelor discrepanțe uriașe între copiii care ajung în clasa a 5-a dintr-o școală cu un anume nivel de pregătire și dintr-o altă școală cu un nivel net superior. În momentul în care toți vor avea nevoie de același standard și se vor orienta după același standard, după cum nici la mine la liceu nu va mai ajunge copil care să nu poată să citească în limba engleză, a ajuns fiind în clasa a 9-a după 5 ani de studiu al limbii engleze, dar cu media 10. Ceea ce pe mine, spre exemplu, mă deranjează. Și acum, pentru că tot am rămas ultima, cu doza de optimism, povestea mea preferată este Frumoasa din pădurea adormită. Pentru că eu, guess what, sunt exact maștera, acea ultimă ursitoare care vine să dea cu dânsii în fasole. Eu sunt prea bătrână să văd transformările pe care, iată, le pregătește domnul Sechei. În 5 ani pentru 2, 4, 6, în încă 5 ani pentru ceilalți,
Când ajunge la mine la liceu, sărumâna, sper să mănânc o pensioară mizerabilă de la statul român. Da. Regulă. Bine, a fost chiar optimism, dar erau 5 ani. V-am spus care e povestea mea preferată, dar v-am spus. Frumoasa din pădure adormită. Până la urmă aia se trezește? Cum adică? E un pic de optimism. Eu sper ca și ministerul să o facă. Deocamdată n-a nipui. Da, eu rămân optimist. Nu sunteți de atât de mulți ani învățământ cum sunt eu. Nu în cel românesc. Nu în cel românesc. Da. E adevărat, dar sper că o să discutăm peste 5 ani și o să-mi dați dreptate. Da, acum dacă e să închei conversația pe care am avut-o în seara asta și nu înainte de toate aș vrea să-mi dați voie să le mulțumesc celor care au participat, dumneavoastră în primul rând, pentru intervențiile pe care le-ați avut în cadrul evenimentului nostru și doamnelor, domnilor profesori care au fost alături de noi în seara asta și ne-au adresat întrebări, comentarii care ne-au ajutat foarte mult să dezvoltăm subiectul. Sigur, eu rămân în continuare, sigur, am fost foarte curios să știu așa un orizont de timp. Sunt conștient că lucrurile astea înseamnă energie, înseamnă resurse alocate, trebuie făcute bine. Pe de altă parte, îmi dau seama că rolul nostru al fiecăruia dintre noi este foarte important. Așa cum, nu știu, la minister sunt, poate există o echipă de specialiști, noi, în fiecare dintre noi, în școlile noastre, ne putem aduce contribuția. Întâlnirea noastră din seara asta e un prilej de reflecție pentru toți cei care au participat și n-am nicio îndoială că mâine vor fi, Dan, aici să ne ajuți, poate vor fi 100 de profesori care vor dori să afle mai multe despre instrumentele astea. Lucrul ăsta va ușura un pic pilotarea pe care o va face ministerul într-un an, doi sau cât o dura. Lucrurile astea pot fi grăbite dacă fiecare dintre noi va avea o contribuție cât de cât acolo. Asta cred eu că ar trebui să fie concluzia și aici chiar sunt convins că suntem din ce în ce mai mulți profesori care vom pune umărul cât un pic la schimbările astea să se producă mai repede. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participare și am mai învățat un lucru în seara asta, că imediat durează și n-a durut ce-i drept, pentru că eu sunt convins că bunele practici, instrumentele de lucru noi, instrumentele care sunt la îndemână și noi asta vrem să facem, în calitate de publisher, ca educație privată, să democratizăm accesul la instrumente de standardizare a evaluării, de bune practici de predare, predare creativă, lucruri pe care vrem să le dezvoltăm alături de profesori și vom fi, cred, sper, cât ne mai ține sănătatea, și sper să plece și pandemia odată, să plece și COVID și SARS-CoV-2 și toată lumea, să putem să fim prezenți și față în față cu profesorii, să nu mai depindem de platforme sociale, ca să spun așa, când vrem să comunicăm ceva, ci vrem să le spunem tuturor ce avem de spus și vom fi acolo să vă sprijinim. Dacă sunt bune practici, idei, experiențe, profesori care au lucruri de arătat și de împărțit, pentru că, până la urmă, sharing is caring, ca să păstrăm ținuta limbii engleze și să o mai înveselim un pic pe lăcrămioara, că era prea, prea, prea pesimistă. Eu cred că lucrurile se schimbă. Dacă fiecare dintre noi se gândește pozitiv la schimbare și fiecare își face treaba, eu cred că până la urmă reușim. Discuțiile vor fi probabil mai complexe, mai complicate, profunde, mai puțin profunde. Idei, școli de gândire sunt diferite, cum vom schimba învățământul. Hai să venim cu lucruri practice, concrete pentru profesori, ei să le poată lua, să le poată aplica, să le poată pune la catedră și atunci cred că lucrurile sunt în favoarea copiilor, pentru că finalmente copiii contează și evident starea de bine a profesorilor, nu uităm, este important. Și cu acestea spuse, nu știu dacă mai are cineva de adăugat un cuvânt, pentru că tocmai spuneam că imediat durează. Dacă nu, am să mulțumesc și eu partenerilor noștri, pentru că au fost atât de amabili cu noi și o să ne mai ajute și pe viitor, sunt convins, pentru că o să mai trec la niște provocări legate de predarea creativă. Vreau să văd cum e tehnică de scriere creativă pentru
publicitate pentru publicitari și pentru jurnaliști, eu cred că trebuie să existe niște cursuri de predare creativă, pentru că poți să ai toate instrumentele din lume, toate aplicațiile, toate softurile, tot hardware-ul din lume, toate testele din lume, dacă nu ai un pic de experiență creativă care se dobândește prin școală sau prin seminarii, prin workshop-uri, copiii în ziua de astăzi vor altceva decât am vrut noi acum, Gabi, cât? Acum 40-50 de ani. Da? În preistoric. Da? În preistoric. Da. Ce drăguți ești! Nu, da. Noi, eu despre mine vorbim. Da. Mulțumesc, Radu. Săchei. Instrumente alternative de evaluare. Sunt extraordinar de multe instrumente alternative de evaluare care au un potențial foarte mare. Doar să știm despre ele și le aducem la cunoștință profesorul care ne citesc și părinților, pentru că și ei trebuie să știe să afle despre ce se întâmplă în lumea asta. Și eu mai sper într-un învățământ european, doamna Bozieru, să știți, până la urmă, neapărat învățământ românesc. Da? Iar speranța mare ultima, nu? Radu? Tot ok? Doamna, tot Cosmina? Ok, mă bucur. Nu, am auzit-o pe doamna Bozieru spunând că și domnia sa speră, deci e bine totuși, terminăm un timp. Da. V-am speriat un pic. Să știți că dacă nu m-aș trezi cu o brumă de speranță după 27 de ani de învățământ, eu nu m-aș mai duce în clasă. Chiar nu m-aș mai duce. Aș fi mai liniștită la Lider. Norocul nostru că încă vă duceți. Și sperăm pentru mult timp de acum încolo. Da, sper că e o urare de bine asta, doamna Bozieru, nu? Pentru mult timp de acum încolo, la școală. Mulțumesc, Marcel, Gabi, Dana, Dan, Radu, Cosmina, Tiberiu, Lăcrămioara. Am fost mai informale astăzi, dar sper că mai productivi și vă așteptăm la următorul webinar, lecția deschisă. Vedem cum îi provocăm pe profesori să fie aproape de noi și mult mai creativi în procesul de predare. Seară frumoasă tuturor și căldură în calorifere! Mulțumim! With a bit more thought, we can all do our part to keep plastic out of the ocean.